Da, am revenit în direct. Reamintesc invitatul meu din această emisiune, domnul Stan Brebenel. Discutăm despre problemele din municipiul Buzău, așa cum facem de obicei, în fiecare zi la Impact, cu începere de la ora 18. Mai citesc câteva din mesajele dumneavoastră înainte de a trece la următorul subiect. La samsare de mașini, scrie cineva, cred că ANAF ar trebui să se implice împreună cu primăria și poliția locală. Impozitul pe bunul avut vândut și, în ultimul rând, impozitul la primărie pe auto. Nu se plătește, întreabă acest telespectator al nostru. Bun, mergem mai departe. Haideți să vedem și acest material legat de decizia celor de la poliția locală și de la primăria municipiului Buzău de a-l sancționa cu mustrare scrisă pe polițistul din Crân, care a avut acel dialog nu tocmai fericit cu unul dintre comercianții din Crân. Nu mai punem în undă materialul respectiv, dăm doar îl dăm și pe acela, de la ce a pornit tot acest scandal și decizia pe care au luat-o, înțelegem, la comun cei din poliția locală și cei din primăria municipiului Buzău. Cu mustrare scrisă, astfel a fost sancționat polițistul local Vasile Toader, care în urmă cu 2 săptămâni a fost înregistrat audio și acuzat de un comerciant din zona Obeliscului din Crâng că nu a intervenit profesionist într-un conflict apărut între 2 persoane care închiriază mașinuțe pentru copii. Da, mă, nu-i treaba ta, nu-i treaba ta, cu repotolește. Du-te-mă la primă și lasă-ne dracu' în pace. Du-te-mă, mamă, zăpăzit. Cine te-a dat dracu' pe inimă? Băi, ai martor. Băi, repotolește cu schimbile astea. Vreți da amendă? Pentru ce? Ia zi pe stocul, dacă vreau să-ți amen. Dumneavoastră executați ordinele lui domnul Suraj, da? Da, da. Așa, deci domnul Suraj m-a reclamat, da. Dumneavoastră îmi dați amendă, da. Domnul Suraj are ultimul cuvânt. Și da. E șeful dumneavoastră, da, să înțeleg, nu? Bine. Tu te mănânți. Te-am mai plătit, Toader. Aveți obligația să vă Toader, mă, să-mi spuneți Toader și mai cum. Nu-i treaba, da, Toader, atâta. Deci, vreți să vă dovedesc că m-ați dat dracu? Are filmarea sus dumneavoastră. Are ceva, are ceva. Unde am? În cap. Ai ceva care nu judecă ție. Ce nu-mi judecă? Mă faceți nebun? Mă și jigniți, da? Sancțiunea de mustrare scrisă s-a decis fără a mai fi convocată Comisia de Disciplină a Poliției Locale Buzău. Pentru mustrare scrisă nu este necesară întrunirea Comisiei de Disciplină. Sancțiunea a fost propusă de noi și aprobată de domnul primar. După ce au urmărit înregistrarea difuzată de Campus TV, atât șefii din primărie cât și cei ai poliției locale au găsit că polițistul local nu s-a comportat profesionist. Pentru că în exercitarea funcției publice, a atribuțiilor de serviciu, polițistul local are obligația de a avea un comportament profesionist, de a nu răspunde provocărilor, de a se comporta cu profesionalism. Deci însă nu s-a comportat cu profesionalism. Din răspunsurile pe care le-a dat, nu reiese acest fapt. Rămâne de văzut de acum dacă, după ce a fost mustrat în scris, polițistul local respectiv își va îmbunătăți corespunzător atitudinea din timpul serviciului. Da, am văzut acest material cu greșeala, să-i spunem, a polițistului local și consecința, sancțiunea dictată de către poliția locală și primăria municipiului Buzău, mustrare scrisă. Înțelegem, domnul Brebenel, au fost la momentul respectiv păreri și păreri, unele mai severe cereau chiar destituirea respectivului polițist local. Dar mai toți cei intervievați de mine vis-a-vis de acest subiect au precizat că trebuia dată o sancțiune și lucrurile nu trebuiau lăsate așa. Înțelegem până la urmă că s-a dat o sancțiune, mustrare scrisă, e corectă, prea blândă, după că severă nu putem să zicem. După părerea mea este cam blândă. Față de limbajul folosit și de modul părtinitor în care a încercat să aplice legea polițistul respectiv. Se vede clar că lipsă de educație, lipsă de profesionalism, cum au declarat și cei din conducerea poliției locale, cum au recunoscut. Nu face cinste acest individ poliției locale a municipiului Buzău. Mi se pare surprinzătoare
această manieră de a se lua măsuri cu cei care încalcă ordinea și disciplina, pentru că eu știu că în rândul poliției locale mai sunt și oameni foarte bine pregătiți, oameni cu bun simț, oameni cu un comportament adecvat în relațiile cu cetățenii, cu cei care au reclamat sau cu cei care sunt reclamați într-o dispută cum a fost cea din... Deci dumneavoastră că e prea subțire această sancțiune. Este cam blândă, dar polițistul respectiv trebuie să fie foarte atent că la următoarea abatere poate să se ia măsuri mult mai grave împotriva lui. Frecție la picior de lemn, ne scrie un telespectator, ne scrie acesta că dacă era militar adevărat, această sancțiune, demonstrare scrisă, conta, dar în cazul de față nu înseamnă nimic, ne scrie acest telespectator. Știți ce se întâmplă? Se mai fac niște aprecieri de serviciu anuale și această sancțiune poate conta să-i dea un calificativ care să nu-l avantajeze în viitor pe acest polițist. Acum, mai depinde și de faptul că toți ne-am obișnuit că s-ar putea acesta să aibă vreo pilă mare de a ajuns el la analfabetismul lui în poliția locală. Să nu cumva să fie avansat, te pomenește. La noi orice este exclus. Da. Orice. Bun, deci asta este sancțiunea, mustrare scrisă pentru acest polițist. Sunt totuși șanse să privim, nu știu, partea, jumătatea plină a paharului. Va lua aminte acest polițist local și de acum va avea o atitudine imparțială și echidistantă. Nu neapărat. Am putea spune că până la urmă șefilor au luat atitudine față de comportamentul polițistului. Pe mine mă interesează mai puțin de acum încolo atitudinea care a fost a polițistului, pe mine mă interesează atitudinea șefilor. Dacă tolerează sau nu asemenea comportamente în cadrul instituției nu pe care o conduc. Nu s-a întâlnit comisia de disciplină, înțelegi? Pentru că nu. A spus așa că sancțiunea pe care a primit-o, respectivul nu era de competența comisiei de disciplină. Deci există sancțiuni care pot fi luate și de comandanții direcți fără implicarea comisiei de disciplină. Dorim și la contactoare, ne scrie un alt telespectator, interzicerea parcării pe trotuar. Acesta este ocupat permanent după deschiderea unui nou local în zonă. Am mai discutat și despre acest aspect. S-a deschis acolo un local, chiar la contactoare se plâng oamenii de acolo că păi parcarele ce să facă oamenii dacă au distrus fabricile, fac cărciuminele, dar cine le-o popula? Asta este, să duc 2-3 din ăștia așa acolo și fac gălăgie cât pentru un sat întreg. S-ar putea să vă contrazică telespectatorul meu nostru să nu se ducă vreo 2-3, să ducă vreo 2-300 seara așa. Nu mai sunt cărciumile pline de ca altă dată. Poate da, vara în sezonul estival să fie mai multă lume, dar i-am văzut pe mulți care stau pe trotuar acolo, o plimbare dacă te duci de la, pe Bulevardul Bălcescu și când te întorci, pe aceea și în divizii vezi cu aceeași cafea și cu scrumiera plină de țigări. Păi asta e petrecerea. Așa petrec ei timpul liber. Da. Bun. Noi. Da. Acum, cei care ne dau nouă mesaje și au mai și sunat telespectatori în emisiunile precedente, spuneau că e o problemă sâmbătă seara sau vineri seara sau duminică seara. Da, mai ales în weekend. În se weekend, întâmplă da. În toate cartierele municipiului ca diferite localuri din astea, unele sunt mai de Doamne ajută, altele sunt ca vai de ele, care deranjează locatare din zonă. Câte înțeleg, nu s-ar auzi muzică, n-ar fi o problemă, că e bine să zicem antifonat, mai ies cheflii de acolo, de la localul respectiv, care urlă de nebuni noaptea, plus problema asta că se ocupă locurile de parcare ale celor din zonă. Mergem mai departe, trecem la un alt material. Eforturi susținute ale celor de la Societatea de Salubritate din municipiul Buzău de a ecologiza platformele astea de gunoi. Știm cu toți această problemă, avem și câteva imagini, da, surprinse astăzi. Înțeleg că pe strada tunel încearcă cei de la RER Buzău o măsură specială în ideea ca
anumiți cetățeni din municipiul Buzău și puradeilor, da, să nu mai facă mizerie, să scormonească prin gunoaie, să răscolească tot ce e prin bubelele respective. Vedem în primul rând această rampă din centrul orașului, pe de o parte sudată din greu, eu chiar nu mai înțeleg pe unde ori mai putea să mai intre ca să mai scormonească prin gunoaie, că văd că s-a mai lăsat doar o fantă așa mititică de 20, maxim 30 de centimetri, dar totuși iată, înțeleg că totuși îmi băgați puradeii pe acolo, îi țin unei de picioare, așa am înțeles, da? Și bagă pe puradei, îi țin de picioare, scormonesc în pubelele respective, iau ce le trebuie și pur mai scot înapoi de picioare afară. Înțeleg că dacă nici măsura asta, da, cu platforma asta înconjurată de gard, vedeți și dumneavoastră, s-a făcut totul, s-a ermetizat locul respectiv, cei de la RER Ecologic mai încearcă o variantă extremă ca accesul în zona respectivă să nu mai fie prevăzută cu nicio fantă, să fie doar o ușă și să se intre înăuntru pe bază de cartel, adică cartela care intre la bloc, la interfon, da? Să poți să intre și la rampa, la platforma de gunoi. Haideți să vedem și o declarație dată referitoare la acest subiect de directorul RER Buzău, domnul Mocan. Da, urmează să facem închiderea câtorva platforme, în special cele din centru. Vrem să facem o închidere, o securizare mai bună, în sensul că o să folosim frecvența de la intrare în bloc cu cartele. Cumva să vedem în ce măsură reușim să securizăm platforma foarte bine și să nu mai intre acolo tot felul de persoane care se împrăște gunoi. Se înțeleg bineînțeles că locatarul care duce cu găleata la gunoi își ia și cartela, deschide acolo. Da, poate să folosească aceeași cartelă, aceeași frecvență, nu e o problemă asta. Vedem unde e compatibil, unde nu, o să găsim altă modalitate. E o modalitate bună, zicem noi, și o să amplasăm acolo și niște recipienți pentru colectarea selectivă. Cu ocazia asta putem face și colectarea duală. Da, am văzut declarația domnului Liviu Mocanu, directorul RER Ecologic Buzău. Iată o nouă măsură excepțională, i-a zis eu, dar la un asemenea oraș și asemenea cetățeni trebuie luate și măsuri din astea excentrice, da? Ca la gunoi să trebuiască să mergi însoțit de cei găleata de gunoi și să mergi însoțit musai de cartela de la interfon, altfel s-ar putea să, dacă mai ales dacă stai pe la etajul 4, să te întorci cu cartela, că altfel n-ai loc la ghena respectivă. Domnul Brebenel, cum catalogați această nouă încercare a celor de la RER? Din cât am mai auzit și am mai discutat, cred, aici la campus, am mai studiat și problema asta ca rampele astea, ca nu, pubelele astea de gunoi să fie amplasate undeva în subteran, da? Și să fie ridicate acolo printr-un sistem, printr-un elevator. Din toate datele pe care le-am văzut prezentate la postul dumneavoastră de televiziune, am văzut că cei din conducerea RER Service dau dovadă de o gândire flexibilă, novatoare, în sprijinul cetățenilor municipiului Buzău pentru a asigura o curățenie și a menține această curățenie în permanență, mai ales în punctele critice, cum sunt și aceste pubele care sunt depozitate în spațiu liber. Însă am văzut de foarte multe ori că urși gunoieri, nu numai pe la munte, pe la Bușteni, pe la Predeal sau pe la Brașov ajung la aceste pubele, ci și frații noștri puțin mai dedați la asemenea obiceiuri. Există o carență în educația unor cetățeni de a nu respecta ceea ce anumite reguli elementare ale bunului simț te obligă să le faci. Ăștia din asta trăiesc unii dintre ei, domnul Brebenel, a zis că adună peturi, resturi alimentare, unii dintre și alte
nimicuri de ce mai aruncă buzoieni. Haideți să mai luăm un telefon în direct din partea unui telespectator și revenim la acest subiect. Bună seara, spuneți, vă rog. Bună seara. Uitați ce propunere am eu. Vă rog. La rampele de gunoi, de ce domnul director nu se orientează și cum e afară, deci cum e în alte părți, în alte țări din Uniunea Europeană? Pentru că gunoiul selectiv, cât ar fi și dacă am folosit sacia galben de care tot face reclamă toată lumea, păi numai bine îi pregătim pentru țiganii ăștia care vin și nu facem absolut nimic. Dacă am face un lucru ca și afară, să nu se mai încapă și să nu mai încapă puradeii pe orificiile alea. Da, domnul meu, dar credeți că și afară e la fel ca la noi aici cu puradei, nu știu, pe în Franța, pe în Germania, da. Și acolo ori veni puradeii să ia din... Să știți că și puradeii și țiganii ar cam dispare dacă ar fi o organizare de la primărie, poliția comunitară ar supraveghea un polițist comunitar 6-7 din astea, sau într-un cartier, pentru că de asta sunt și ei, ca să păstrăm ordinea, curățenia și liniștea. Da, și ce mi-au spus cei de la poliția locală? Îmi cer scuze că vă întrerup, da. Că i-am chestionat, zic, domnule, dar de ce nu vă luați de ei, nu le dați amenzi? Păi zice, le-am dat domnul Auraș amenzi, dar ăștia n-au cu ce să le plătească. Și le-am dat amenzi și le dăm degeaba, consumăm chitanțierul degeaba, că nu plătesc nicio amendă. Nu, să nu-i lase pur și simplu, că vin cu căruțe, fac mizerie, scormonesc. Deci trebuie găsite domnul director de la RER, altfel, nu se poate, că cu cartela, da, așa cum spune dumnealui, nu rezistă, că ăștia rup gardurile din tablă, din plasă și tot intră, pentru că ăștia ar fi singura lor șansă sau de asta de câștig să trăiască. De, că... Nu credeți că ține măsura asta cu cartele? Nu cred, pentru că rupe, forțează. Noi în cartier, în Broșteni, am făcut cu lacăte mari, cu lanțuri mari, au distrus, au rupt, au din sudură. Nu, e... Păi, altă variantă nu văd, adică s-au încercat, acum doar nu să turnăm un zid de beton, nu știu, în jurul platformei. Nu, da, deci să-i compiem pe cei de afară și poliția să supravegheze, poliția comunitară a noastră, să supravegheze locurile. Și se pot face pentru distrugere, se pot face dosare, se pot face alte măsuri, numai cu amenzi. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu, domnul Brăbenel. Telespectatorul dumneavoastră are parțial dreptate, pentru că eu am spus că există multe carențe în educație și nu-i mai puțin adevărat că omul care se duce nu și-a luat cartela de acasă și răstoarnă gunoiul, cum se întâmplă și vedem pe lângă foarte multe puncte din astea, grămejoare cu resturi alimentare și fel de fel de lucruri. Adică de nu lucruri. Mai duce la platformă, deci, o lasă pe drum. Nu. Lângă platformă. Nu mai descuie să pună în containere și lasă lângă... Pentru dacă că a uitat cartela acasă, facem felul ăsta, ziceți. Nu se mai duce după ea ca să deschidă. Mai dacă stă la deci, sunt probleme grave cu care ne confruntăm și asta nu depinde numai de... Să nu-i blamăm numai pe cei care știm că sunt acele persoane care cotrobuie prin aceste containere. Sunt și mulți semeni de-ai noștri care nu au grijă de ordinea, de curățenia din oraș. Și aș mai întreba și eu ceva, că știu că există o gardă de mediu. Aceasta, ați văzut-o pe undeva implicându-se prin municipiu? Nu se ocupă ei cu nimicuri de genul ăsta. Da, cu ce? La nivel mare. Peste tot vedem că se întâmplă fel de fel de lucruri și nu se implică. Deci vedeam o baltă de zer pe undeva, pentru o comună pe aici, din județul Buzău, și la fel, nu s-a sesizat nimeni. Cetățenii nu mai știau la cine să adreseze. Cine știe al cui era zerul respectiv? Păi, al unora. Deci, problemele sunt foarte grave. Uitați, de exemplu, eu sâmbătă am fost... Nu mai mersesem deloc de mult timp prin zona Ciolanu, unde românul se duce să iasă la iarbă verde, să mai uite de mizeria din oraș, de... Problemele, eu știu, de nervii pe care ți-i fac unii dacă ieși la plimbare pe bulevard sau prin Crânt, și am zis hai să mă duc și eu într-o zonă din asta, într-o oază de verdeață și de ozon. Ce ați văzut acolo? Am văzut, deci nu pot să-mi imaginez ce lasă unii după ce petrec
o zi în sânul naturii. A, de asta a făcut un referire la gardă de medici. Sigur că da, există atâtea probleme cu care ne confruntăm și la un moment dat, acolo unde am mers sâmbătă, veneau reprezentanții primăriei și urmăreau. Fiecare avea un anumit sector. Primăria Tisău, acolo spune. Primăria Tisău urmărea modul în care cetățenii respectă natura. Și pentru cei care campau pe spațiu verde acolo, așa, luau o taxă, care s-a materializat în anumite containere de gunoi acolo, în anumite mese și băncuțe unde poți să stai în condiții civilizate. S-au vandalizat și acestea, multe dintre ele, încât nu mai știi unde să te duci să iei o gură de aer curat. După ce iei la bord 6-7 beri, nu mai asculți o manea și ai grijă. Deci de asta vă spun că avem multe carențe în educație și din cauza asta fac și cei pe care i-am ales în unele funcții de răspundere ceea ce fac. Mai luăm un telefon în direct. Bună seara, spuneți-vă. Bună seara, domnul Oraș, bună seara, domnul Burebeanean. Bună seara. Aș vrea să ridic și eu câteva aspecte. Vă rugăm. Chestia asta cu tagul sau cartela la ghena de gunoi, mă rog, mi se pare o chestie prea de lux și nu cred că... Cum a spus, de lux a zis dumneavoastră. De lux, bineînțeles. Deci costă și fără rezultate. Încearcă cei de la RER toate măsurile astfel încât să avem și noi platformele astea curate, ca în vest, așa cum spunea un telespectator mai devreme. Întâmplător stau într-o asociație de proprietari chiar în centru aici pe Bălcescu și sunt o groază întreagă, de exemplu, de spații comerciale care sunt la parter aici, un magazin de pariuri care n-au contract cu curierul și aruncă efectiv lângă ușa de ghenii de gunoi de la una din scări, aruncă peste noapte tot felul de chestii. Întrebare, poate să le aplice cineva ceva? Nu poate să... Eu cred că da, dacă face sesizare la RER, da, se pot lua măsuri împotriva lor dacă n-au contractul ăsta și produc gunoaie. Da, după ei să iau și alții și așa mai departe. Bun, asta este prima problemă pe care puneți dumneavoastră, mai departe, altceva. Legislație în domeniu există ca să previi anumite chestii. Problema este că o legislație este bună atunci când ai și cu cine să o aplici. De exemplu, hai să vă mai dau un exemplu referitor la curățenie. Toți pereții, inclusiv la asociație la noi aici, la blocul Camelia, sunt vopsiți de către niște derbedei de pe la liceul de arte și de pe la alte licee pe aici care își fac seama pe acolo. Păi stați puțin, ori sunt artiști, ori sunt derbedei. Păi de moment ce fac distrugeri, deci după mine ce fac, este o distrugere. Adică nu vă place ce au desenat ei acolo, ce au scris, ce au produs? Să vă spun și cum au început. S-a făcut terasa aia nesimțită din colț, acolo în locul farmacii Bălcescu, colț cu colonel Buzoianu. A fost și la dumneavoastră emisiune pe tema asta și patronul a angajat liceul de artă cu elevii ei, dar de-a făcut un fel de firmă deasupra. Ei, băieții când plecau de acolo cu spray-ul, le-au început să exerseze și pe pereți. Le mai rămăsese material, da, am înțeles. Pereții se împlină. Acum, legislația există. După câte știu, o hotărâre a Consiliului Local spune că amenzi poate să aplice agenții de ordine publice, funcționarii primăriei, primarul, viceprimarul. Întrebarea este... De când să știe primăria Buzău de după 89, a aplicat cineva o singură amendă pentru această faptă? Absolut nimeni. O să ne interesăm. Mulțumim frumos pentru sugestie. O să ne interesăm la poliția locală. Dacă mai aveți și altceva de... Nu știu cum să vă spun. Suntem prea blânzi. Deci în alte țări, de exemplu cum e Anglia, ca să suprime, de exemplu, vagabondajul, a fost pedeapsa cu spânzurătoarea timp de 150 de ani până i-a băgat în sperieți. Am înțeles. Bine, acum nu mai... Cu ce? Cu vorbă bună pe timp de 5 ani de zile, i-ai cu frumosul? N-ai cum să le faci. Bun. Dacă mai aveți și alt subiect, domnul meu... Mulțumesc frumos. Atât. Mulțumim și noi frumos pentru intervenție.
Pe final de emisiune, 5 minute, haide să discutăm puțin și despre politică, dar sper să nu îi plictisesc pe telespectatorii mei obișnuiți așa cu subiectele astea de administrație. Am o rugăminte la cel care sau cei care sună pe telefonul mobil să o facă pe numărul de fix. Da? Vor fi introduși în direct, vor putea să vorbească, dacă asta este doar pentru mesaje. Bun, discutăm puțin și politic așa pe final de emisiune, măcar 5 minute. Înțelegem dintr-un material publicat în ziarul Adevărul că la vârful PSD Buzău e scandal măricel așa pentru șefia PSD Buzău. Schimbă lovituri sub centură domnul Marcel Ciolacu și domnul Adrian Mocanu, fiul senatorului Victor Mocanu. Înțelegem că în presa centrală s-a publicat așa în ultima perioadă această fotografie care îl înfățeșează pe domnul Marcel Ciolacu când era mai tânăr cu celebru Omar Haysam. O poză din care vedem și noi că s-au făcut anumite decupaje pentru că erau și alte personaje surprinse de fotograful respectiv. Asta știam, lucrul ăsta nu era o noutate, dar înțelegem că poza respectivă ar fi făcut ceva, ar fi produs ceva scandal și la București. Consecința publicării acestui material e că domnul Marcel Ciolacu și-a dat demisia din funcția de consilier personal al primului ministru Victor Ponta. Avem aici și o declarație a domnului Marcel Ciolacu care admite lucrul ăsta, că și-a dat demisia pentru ca Victor Ponta să nu fie expus, să nu aibă de pierdut în planul imaginii din cauza atacului făcut de colegul meu Adrian Mocanu dând o poză tăiată, pentru că după cum se știe este o poză decupată pentru că în ea erau mai multe personaje, a declarat domnul Marcel Ciolacu. Înțelegem că mai avem un telespectator pe fir. Haideți să luăm și acest telefon, ultimul din această emisiune, și revenim apoi la comentarii legate de scandalul din PSD Buzău. Bună seara, spuneți, vă rog. Bună seara. Vă rog. Ce rugăminte avem în legătură cu cugele care sunt în astăzi? Așa. Din Micoceni, de acolo, care sunt în insula Micocenciului. Da. Sunt oameni care aruncă cu noi de la bloc. Și apoi bagă pe niște romi ăștia care zic că scoate cu noi, dar de acum din cuveu nu are cum să scoate cu noi. Ei aruncă cu noi și au motiv că scoate altcineva. Adică și spuneți dumneavoastră că locatari de acolo, din blocurile din jurul platformei, da? Da, da. Nu depozitează, nu pun cu noi unde trebuie, da? În pubelă. Da, și apoi spune iar de țigani, că țiganii aruncă cu noi. Pe am înțeles, deci nu țiganii ar fi vinovați, țiganii de vină ar fi românii, da? Care... Români, normal, pentru că ei n-are cum să scoată cu noi de pubelă, să-l scoată afară. Nu e normal, dacă au gratis și n-are până să intre. Asta e o scuză, ei aruncă cu noi. Din bloc chiar am văzut într-o seară, aruncat, nu s-a mai dat jos să arunce cu noi. Aruncat de la etajul 3, aruncat cu noi în fața cuvintei acolo. Am înțeles, și pe balcon, da? Sau pe geamul de la bucătărie și aruncat. Da, da, cam da. Așa ceva. Bă, da, nu vă contrazic, cred că aveți dreptate, dacă ați și văzut dumneavoastră. Da. Da, dar ce vreau să vă spun, că zic totuși cei de la RER că mai sunt și copilași din ăștia care sunt băgați acolo pe fanta aia, da? Da, chiar am văzut eu la niște rețe, sunt niște fere montate care nu pot să ieși de intra pe intre, dar de ieși nu pot să mai ieși, chiar am văzut la blogul meu aici, este niște fere. Am înțeles. Și nu poți lucrul să faci să intri. Deci, acolo să dă vina degeaba pe țigan, ziceți dumneavoastră. Cam așa ceva, da. Mulțumim frumos pentru intervenție, domnul meu. Haide să revenim la problema asta din PSD. Înțelegem că e bătaie mare pe Ciolan în perspectiva în care domnul primar Constantin Boșcodeal ar putea să părăsească această funcție din cauza problemelor pe care le are în justiție. Se cască un vid așa la vârful PSD Buzău și pe locul respectiv s-ar bate domnul Marcel Ciolacu, favoritul din momentul actual, cu outsiderul Adrian Mocanu, și înțelegem că domnul Adrian Mocanu folosește, iată, această fotografie, bașca
anumite informații legate de un control al curții de conturi făcut la Urbiserv prin 2009, când director la Urbiserv era domnul Marcel Ciolacu, sau mă rog, s-a ocupat de această societate cu un prejudiciu, scriu cei de la ziar aici, de 5 milioane de lei făcut la Urbiserv când domnul Ciolacu era director la această instituție. Deci domnul Adrian Mocanu joacă tare, înțelegem, în ideea că Marcel Ciolacu va fi trecut undeva pe dreapta și băiatul tatălui său va ajunge șef la PSD Buzău. Cum comentați dumneavoastră, domnul Brebenel, aceste lovituri din interiorul PSD? Se pare că ne aflăm în faza de dat la joale, nu numai în PSD, ci în cam toate formațiunile politice, pentru că se apropie un an foarte important pentru el, urmează pentru ei, pentru cei din politică. Vedem că se încearcă fel de fel de regrupări, fel de fel de alianțe, și ceea ce se întâmplă la nivelul înalt în formațiunile respective nu ar trebui să ne surprindă. Vor urma și altele cu mult mai grele decât aceasta. Însă în spatele lui Adrian Mocanu nu cred că este inițiativa lui, pentru că să nu-l credităm cu prea multă minte. Așa, cred că alții sunt cei care îl dirigează, care îl manipulează, și există o bătălie puternică, pentru că și avantajele de a fi în fruntea unui partid de asemenea învergură sunt deloc de neglijat. Deci nu trebuie să subestimăm niciun adversar pe nimeni, utilizând mijloace care nu sunt totuși noi pe piață. Dacă ne uităm aici, vedem, și noi am mai văzut aceste fotografii, cel puțin eu unul le-am mai văzut, s-au desfășurat după, sau au fost făcute aceste fotografii după o partidă de vânătoare. Mai era prin cadru atunci și fostul președinte al PSD Buzău de la acea vreme, cel care... Ion Vasile. Da. Da, nu despre sunt el noi. Este vorba, cel care a avut la un moment dat încredere deosebită în Omar Khaisam, prin faptul că l-a considerat un investitor destul de important pentru Ifet Nehoiu, da, ceea ce s-a dovedit că va fi un telespectator, spune că am precizat că sunt lovituri sub centură reciproce și că domnul Ciolacu încă n-a lovit. Da, probabil doar domnul Adrian Mocanu a ieșit la bătaie și domnul Ciolacu, să înțelegem că doar a încasat, da? Așteptăm atunci, nu? Și replica domnul Ciolacu să tății. Dar domnul Ciolacu cred că are mijloace de a lovi, nu neapărat în Mocanu junior, cât în senior. Pentru că acolo sunt probleme mari și justiția știu că are anumite demersuri, și ar vrea cineva ca acest individ, Adrian Mocanu, care este la al doilea mandat de deputat și nu l-am auzit odată, nici nu știu cum arată, nici nu știu cum vorbește, nici nu știu ce inițiative a făcut, nu l-am văzut în spațiu public absolut deloc. Și cineva vrea cu tot din adinsul ca să prăbușească formațiunea din care fac parte, cel puțin la nivel local în Buzău. Rămâne la să cote vedem, minime. Rămâne să vedem în perioada următoare cine va câștiga, domnul Brebenel. Se vor regrupa forțele și de o parte și de alta, și deocamdată se dau numai la joale, așa, pentru că noi suntem foarte buni luptători în local combat. Da, e bună asta la casa de pariuri, da, din punctul de vedere. Cine va câștiga lupta din interiorul PSD? Nici Ciolacu, Adrian Mocanu... Pe mine, sincer, nici nu mă interesează, nici pariu nu fac pe chestiunea aceasta. Important este să ajungă la conducerea tuturor formațiunilor politice oameni corecți, oameni cinstiți, oameni care
pot și vor să facă ceva în țara aceasta. Cât de lichele ne-am săturat. Mulțumesc frumos, mai am o rugăminte, domnul. Tot așa, mai aveți un minut. Mai vreau să prezint o carte. Așa cum mi-am obișnuit pe telespectatorii dumneavoastră, vreau să prezint aici o carte într-un minut. Este vorba de o carte a unei debutante, este doctorița Violeta Stanciu, care a publicat un volum, o plachetă, Cărticica lui Matei, și niște versuri și pentru bunici, dar și pentru copilași, dedicată primului și singurului nepot pe care l-are până acum. Și vreau să vă spun că versurile sunt extraordinare, iar acestea sunt însoțite de fotografii excepționale realizate în micul colț de rai de la Măgura. Vă întreb din nou, domnul Brebenel, unde se găsește cartea? Păi să-i întrebăm pe cei de la Direcția de Cultură, despre care n-am avut timp să vorbim absolut deloc astăzi. Pentru că pe ei nu prea îi văd la manifestări, nu știu cu ce să o ocupă, ce mănâncă ei în perioada asta. Da, felicitări doamnei doctor, mulțumesc domnul Brebenel pentru prezență, mulțumesc celor care au urmărit emisiunea noastră și astăzi și celor care au interacționat cu noi. Rămâneți pe Campus TV, în 10 minute urmează jurnalul, până mâine eu vă spun la revedere.